Dragii mei, bine ați revenit pe Culinaria Vaiatiș. Pentru astăzi vă voi surprinde, cred, cu o rețetă lichidă, o rețetă a unui lichior foarte iubit de către italieni, și anume limoncello. Cred că v-ați dat seama după imaginea cu care v-am întâmpinat. Pentru a-l prepara avem nevoie de 500 de ml de alcool de 40-50 de grade, la fel de bine dacă sunteți amatori de vodka, se poate face și cu vodka. Recomand totuși să aveți un alt tip de alcool. Cu cât alcoolul este mai tare, cu atât lichiorul va fi mai tare, deci puteți să-l folosiți și pe cel de 70-80 de grade fără niciun fel de problemă. La 500 de ml de alcool avem nevoie de 5-6 lămâi. Lămâile încercați, dacă reușiți să le găsiți bio, ar fi foarte, foarte bine. Dacă nu, le spălați foarte, foarte bine, le uscați și cu ajutorul unui aparat cu care curățați cartofii, curățați și coaja de lămâie, astfel încât să vă asigurați că veți curăța doar partea galbenă, pentru că partea albă a lămâii este foarte, foarte amară și automat vă va amărâ și gustul lichiorului. Acesta este primul pas în realizarea lichiorului. Apoi, să fiți pregătiți să aveți în casă circa 450 de grame de zahăr, 700 de ml de apă. În primul pas al realizării lichiorului o să avem nevoie și de un borcan de 1 litru sau 800 de ml, oricum un borcan măricel în care să încapă prima parte a realizării lichiorului limoncello. Curățăm coaja de la lămâi, astfel încât, repet, să ne asigurăm de faptul că partea albă rămâne pe lămâie și nu în lichiorul nostru. Am curățat bine cojile de lămâie. Le vom pune pentru o secundă deoparte și vom lua borcanul despre care vă spuneam anterior, spălat foarte bine pentru că el nu trebuie să aibă absolut niciun fel de miros. Vom pune cojile de lămâie în acest borcan. Le punem pe toate, chiar și pe cele mici, mici, mici. Nu ratăm nimic. Peste ele vom pune alcoolul. Vom umple borcanul, punem practic toată sticla de 500 de ml de alcool pe care o avem. Perfect. Punem capacul borcanului și îl vom ține timp de 7 zile la loc întunecat, agitând în fiecare zi compoziția, dar atenție, nu avem voie pentru 7 zile să deschidem borcanul absolut deloc. Ne întoarcem peste 7 zile să vedem ce am reușit să obținem. Am agitat borcanașul în fiecare zi, iar exact la 7 zile distanță de la momentul în care am început să preparăm limoncello de casă, lichidul arată așa, este un galben foarte plăcut, semn că cojile de lămâie s-au macerat. Am pregătit înainte un sirop din 500 de ml de apă și 300 de ml de zahăr, pe care l-am lăsat să fiarbă pentru 5 minute. L-am transferat într-un bol și l-am lăsat să se răcească. Acesta este cel de-al doilea ingredient al limoncelului nostru de casă. Ce facem acum este foarte simplu. Vom desface borcanul nostru și vom trece printr-o sită lichidul. Mireasma, vreau să vă spun că este deosebită. Miroase foarte, foarte, foarte bine a lămâie. Strecurăm tot lichidul. Cojile de lămâie, evident, se aruncă și vom amesteca lichidul alcoolic cu siropul de zahăr.
Cu ajutorul unei spatule de silicon sau cu o lingură de lemn, amestecăm de jos în sus pentru ca alcoolul să se îmbine cu zahărul sau zahărul să se îmbine în alcool, cum vă place dumneavoastră să spuneți. Amestecăm circa 2-3 minuțele, după care transferăm în sticlă, de sticlă cu capac. Și îl mai lăsăm încă 7 zile la loc răcoros cu capacul pus. Dragii mei, avem limoncello varianta de casă. Un lichior cu o concentrație alcoolică de cu aproximație 36-38 de grade. Un lichior pentru damă, foarte aromat, plăcut la gust, fără ascunzișuri, pentru că știți ce ați pus în el. Acesta este, vă invit să încercați rețeta. Nu uitați să vă abonați pentru noutăți. Eu sunt Atiș și vă doresc toate cele bune. La revedere!